Stimați frați de credință, în această zi, în această seară, mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă harul, bucuria să pot să fiu prezent cu dumneavoastră. E rânduit să ne întâlnim în această seară, chiar dacă nu a fost planificat mai de multă vreme. La părtășia pe care am avut-o în Biserica Aleluia, în Detroit, duminică seara, ne-am întâlnit fratele Andrei, ne-am bucurat să slujim lui Dumnezeu împreună și acolo, în discuția și părtășia noastră, s-a născut și ideea acestei vizite pe care o avem împreună și tot în conversațiile noastre de acolo, Duhul lui Dumnezeu ne-a călăuzit și asupra unei teme pe care în această dupămasă o să o aprofundăm. Înainte de a intra în detaliile acestui cuvânt, aș dori să vă aduc salutări din partea Bisericii Emanuel din Sibiu și din partea școlii a Institutului Teologic Pentecostal din București și dintr-un loc și din celălalt, frații de credință, vă transmit salutări în numele Domnului nostru Iisus. Dumnezeu să vă binecuvânteze în toate privințele. Mă bucur să fi ajuns în mijlocul dumneavoastră, vreau să apreciez și să mulțumesc și prietenii Detroit care s-au ostenit să ajungem astăzi aici. Aș vrea să citim din cuvântul Domnului un verset sau două care cuvânt va reprezenta pentru noi un punct de pornire, un moto, o justificare a abordării acestei tematici. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 16. Să ascultăm acest cuvânt. Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Amin. Potrivit acestui cuvânt, mântuirea unui om, mântuirea unui slujitor al lui Dumnezeu, mântuirea unei adunări, a unei biserici, a noastră, ca și copiii lui Dumnezeu, depinde de învățătura pe care o propovăduim, de învățătura pe care o mărturisim. Cuvântul lui Dumnezeu spune să stăruim în cuvânt, să fim cu băgare de seamă asupra învățăturii pe care o propovăduim, să stăruim în învățătura sănătoasă, că dacă vom face așa, ne vom mântui pe noi și pe cei care ne ascultă. Vremurile în care noi trăim acum sunt vremuri în care există destul de multă confuzie. Confuzia aceasta este cauzată și de explozia informației și de viteza cu care circulă dintr-o parte în alta oamenii și la oameni mai repede decât oamenii, unii la alții. Spuneam că trăim vremuri în care există confuzie și această confuzie este generată de diversitatea ideilor și de viteza cu care ele circulă dintr-o parte în alta. Pe de altă parte, această confuzie este cauzată și de superficialitatea care, nu știu, tulburător și îngrijorător, caracterizează pe foarte mulți creștini. Oamenii aleg să fugă după experiențe, după senzații, după trăiri, după emoții, fără să fie preocupați să aprofundeze în adâncime înțelesul Scripturii și fără să fie preocupați să cultive o gândire și o trăire biblică. Având în vedere lucrurile acestea, trebuie să observăm faptul că biserica, în vremea noastră, se confruntă cu o dublă problemă. Pe de o parte, există acest front exterior care atacă prin ideologiile seculare biserica. Copiii noștri se duc la școală, acolo aud tot felul de lucruri
le împrumută, gândirea aceea li se întipărește și fără să ne dăm seama, putem risca să ajungem în punctul în care, modelați de aceste gândiri seculare, ideologii seculare, par fi, spre exemplu, ideologia neomarxistă, să ne surprindă faptul că, în timp ce noi ne oripilăm când auzim pe cineva spunând că nu-i păcat să fii homosexual, că e în regulă să fie căsătorite între ele două femei, când auzim așa ceva ne șocăm, pentru copiii noștri crescuți în acest vad secular, lucrurile acestea sunt mult mai accesibile și acceptabile. Ar fi relevant să facem un sondaj în generația celor de la 25 de ani în jos, să observați cât de relaxată este concepția acestei generații cu privire la aceste lucruri care de altfel sunt foarte clare în Biblie. Pe de altă parte, lângă frontul acesta exterior, există cel interior. Din interiorul ei, biserica a fost tulburată, nu odată, în cursul generațiilor, de ceea ce se numește învățătură falsă. Învățătura falsă este un pericol și în același timp este și o oportunitate. Nu trebuie să ne sperie faptul că apar învățături false. Istoria îndelungată a bisericii este presărată cu momente din acestea în care au apărut învățături greșite, false, și s-a dovedit că aceste învățături, când au apărut, n-au slăbit neapărat biserica, ci prin răspunsurile pe care biserica le-a dat, prin mobilizarea pe care biserica a făcut-o prin slujitorii ei, în confruntările acelea a ieșit mai puternică, mai călită. Nu e vreme să dovedim cum a fost, spre exemplu, confruntarea cu erezia arianistă și cu toate acele erezii din primele secole, cât de puternică a ieșit în final biserica din aceste confruntări. Noi trăim vremuri în care a apărut o confuzie foarte, foarte delicată. Este reprezentată de ceea ce, cum ați uitat, ați văzut, mișcarea carismatică radicală. Sigur că există o mișcare carismatică pe care o putem mai ușor asimila, aceea moderată, ponderată. Însă când e vorba de mișcarea radicală, aici sunt niște probleme extrem de sensibile. Este așa numită a noua reformă apostolică. De ce am ales să ne apropiem de această temă? Am sesizat, acum ca păstor, am sesizat că în Biserica Emanuel din Sibiu, în care slujesc ca păstor, au început să apară asemenea idei. 2014-2015 apăruseră acolo. Înainte de asta, în România apăruse o mișcare, mișcarea străjerii, care împrumuta niște idei din Africa și pe care le-a adus în România, promițând prin asta mari treziri spirituale, vindecări, miracole, profeții și de toate cele. Cu atât mai mult ne-a fost atrasă atenția cu cât mișcările acestea propuneau soluții folosind exact terminologia pe care o folosim noi. Botez cu Duhul Sfânt, profeție, vindecare prin credință, eliberare de puterea demonilor, vindecare supranaturală, proroci, apostoli ai Domnului, terminologia este aceeași. Vorbind aceleași cuvinte, acordând cuvintelor un înțeles deformat, persoana neavizată ușor poate să cadă în cursă. Poate că la timpul de dialog pe care o să-l avem o să intrăm în câteva detalii cu privire la frământările pe care le-am întâlnit practic aici. Văzând ce se întâmplă în țară, înțelegând și ce se întâmplă în spațiul creștin occidental, în Statele Unite, în Canada, în Europa, împreună cu colegii de la Institut, din București, am considerat că trebuie să tragem un semnal de alarmă. Și așa, în 2020 sau 2021, am organizat un simpozion științific în cadrul căruia
ne-am propus să analizăm cât de profund putem, cu echipa de profesori, această nouă mișcare, noua reformă apostolică, punând la îndemâna credincioșilor o analiză biblică și în același timp deschisă către lucrarea Duhului. Există critici, și aici avem o problemă serioasă, există critici făcute din partea celor care refuză să creadă că există miracole. Critici extrem de severe, dure, din partea celor care propovăduiesc cesaționismul, adică că nu mai există minuni și toate astea. Iar aceste mișcări extreme, mișcarea carismatică radicală, furnizează materiale extrem de complexe și de bogate celor care vor să batjocorească lucrarea Duhului Sfânt. Și o fac cu succes. Și asta ne-a atras atenția. Adică ne-au băgat pe toți în aceeași oală. Vorbitori de limbi, proroci, făcători de minuni, ne-au aruncat în aceeași oală, ne-au amestecat acolo și au zis, toți sunteți una și un pământ. Și am zis, nu se poate. Trebuie cumva să apară o voce care să separe lucrurile și să așeze fiecare acolo unde se așează. În urma acelui simpozion pe care l-am ținut, frații din Consiliul Bisericesc a Cultului Pentecostal în România au socotit că e absolut necesar ca în conferința cu păstorii, conferința națională a păstorilor în Cultul Pentecostal, să avem întâlniri, seminarii în care să aprofundăm această învățătură. Lucrul acela s-a întâmplat. Ei, lucrurile după aia au mers în alte direcții, au apărut în țară, au apărut în diaspora fel și fel de întâlniri cu aceste idei. Așa se face că frații din comunitatea regională de Cluj au zis, frate Nelu, va trebui într-o conferință noastră de tineret aici să adunăm tineri și să vorbim pe românește problemele. Că oamenii acestea care se infiltrează printre noi vorbesc tare românește cu noi. Apoi, cei de la comunitatea de Brașov s-au sesizat și ei, având probleme, și au zis să facem și la acest nivel o asemenea întâlnire. Acum, eu călătorind, frații de aici, auzind și ei, au zis, frate de lu, nu vrei să stai de vorbă și cu noi pe tema asta? Vă mărturisesc că nu este un subiect pe care îl aleg, să zic, cu mâna dreaptă, dar n-avem de ales. Până la urma urmei, este responsabilitatea slujitorilor lui Dumnezeu să vegheze și asupra afirmării și apărării învățăturii sănătoase. Acum, ar fi o concluzie pripită și greșită, trasă de cei care poate ar zice, dar de ce trebuie să ne luăm de alții? Nu ne luăm de alții. Împlinim ce ne-a spus Domnul prin Scriptură. Acum vă întreb pe dumneavoastră. Când Apostolul Pavel a scris, feriți-vă de Alexandru, căldărarul, pe Imeneu și pe Filel am dat pe mâna Satanei, dar ce am împotriva ta este că lași pe Izabela, femeia aia, Pavel s-o lua de alții? Vă rog frumos să ne deschidem ochii bine, nu ne luăm de alții. Le mărturisim numele doar ca să subliniem că ei aduc această propovăduire. Nu suntem judecătorii nimănui, ci păstorii bisericii pentru care vom da seama înaintea lui Dumnezeu. Așa cred că ar trebui abordată această problemă de pe această platformă. Acum să trecem peste această lungă și, a zice eu, necesară introducere și să intrăm în detalii. Ce vom vorbi pe această temă? Cu ajutorul Domnului vom avea în atenție patru aspecte, peste unele o să trecem repede, peste altele o să, în dreptul altora o să stăm mai mult. Va trebui întâi să definim ce este noua reformă apostolică, despre ce este vorba. E necesară așa o foarte, foarte scurtă trecere în revistă a istoriei acestei mișcări, de unde a apărut, când a apărut, cum s-a dezvoltat, ce impact are, ca apoi să intrăm în miezul problemelor, analizând caracteristicile doctrinare ale acestei învățături sau orientări. 10
detalii, 10 particularități doctrinare. Nu e vreme pentru aceia dintre noastre care sunteți doritori să aprofundați mai mult, o să vă putem pune la sfârșit, literatură, studii ample făcute de colegi, e în lucru o carte, în două volume, care va ieși viitor apropiat, publicată de la Institut, prin care tragem un semnal de alarmă în fața bisericilor. Până la urmă, asta e și misiunea noastră la școală, să spunem ce e de spus când e de spus. Deci, 10 particularități doctrinare și apoi să surprindem care ar fi acele practici și manifestări neobișnuite în închinarea publică a acestei mișcări. Și aici este foarte simplu. Internetul este plin, YouTube-ul este plin de filmări și înregistrări ale acelor adunări. Nu facem altceva decât să le vizităm prin intermediul propriilor publicații și să tragem apoi concluzii. Așa că, uite, și ce facem noi aici este public. Nu-i nimica ascuns la vedere. Ascuns vederii. Că ce se întâmplă public poate să fie criticat public. Așa se pune problema. Nu? Acum să intrăm în detalii. Ce este noua reformă apostolică? De ce se numește așa? Sunt aici 3 cuvinte. Cuvântul reformă, cuvântul apostol sau apostolic și cuvântul nou. Se numește apostolică datorită faptului că adepții acestei mișcări cred că în vremea de pe urmă, pe care noi o trăim acum, Dumnezeu a restaurat oficiul apostolic pierdut de biserică. Apostolatul acela despre care citim în Noul Testament, cum a fost apostolul Petru sau Pavel, și care aceasta spune că s-a pierdut. Iar acum, la sfârșitul viacurilor, prin această mișcare, acest oficiu apostolic este restaurat. Conducătorii acestei mișcări se vor numi apostoli. Apostol Bill Johnson. Apostol Chris Oyakhilome. Ei spun despre ei așa. Sunt rețele de apostoli. În Statele Unite există chiar un site, o platformă în care sunt înscriși și acolo câteva sute. O să vorbim un pic mai târziu detalii. Deci de-aia se numește apostolică. Nu cum se numește biserica noastră în România, biserica pentecostală apostolică. Adică cu idee că noi mergem la învățătura apostolilor Domnului din Biblie. Vedeți, oamenii ăștia se numesc tot apostolici. Dar sunt apostoli noi, care au în viziunea lor dreptul să completeze Biblia, revelația lui Dumnezeu, care nu e încheiată și care trebuie completată prin misiunea acestor apostoli. Așa spun ei. Mă vorba frumos, nu înghițim termeni. Și să ne asigurăm ce conținut au termenii aceștia în exprimarea unor oameni. Apoi se numește nouă, datorită convingerii că această trezire reprezintă a doua eră apostolică, ridicată de Dumnezeu în vremea de pe urmă, deci este o înnoire. Și cu asta ne mutăm la cuvântul reformă. Se numește reformă pentru că această mișcare își propune să schimbe radical drumul bisericii printr-o reformă mai profundă chiar decât a fost reforma protestantă adusă de Martin Luther. Asta este declarație de viziune făcută de această mișcare. Deci o reformare profundă a creștinătății, o nouă reformă sub conducerea acestor apostoli. De aia The New Apostolic Reformation. Cum a apărut această mișcare? Un foarte, foarte scurt istoric. Mișcarea aceasta a apărut la sfârșitul secolului trecut, în jurul anilor 1980, cam atunci începe să se configureze, deci vreo 40 și ceva de ani în urmă. Un profesor de la o școală de teologie din California, Peter Wagner se numește, el a fost membru în Assemblies of God. Peter Wagner, care a fost profesor de misiune acolo, a trecut din viață,
scriind în cărțile lui, a spus că creștinătatea, mișcarea de trezire de la sfârșitul secolului, de la începutul secolului 20, este caracterizată de trei valuri, a zis el. Primul val este mișcarea penticostală clasică, apărută în 1900 în Los Angeles, acolo cu William Seymour, în Kansas, Topeka, cu Charles Parham, mișcarea penticostală clasică, cea din care ne revendicăm și noi. Ce de observat este că această mișcare, mișcarea penticostală clasică, nu e lucrarea unui om și nici a unui grup de oameni, ci o mișcare spontană produsă de Duhul Sfânt în foarte multe locuri. Ne-a preocupat să înțelegem cum a venit în România. Și a fost surprinzător să observăm că în România, simultan, în anii 20, a apărut în mai toate colțurile țării. Fără să știe unii de alții. În Moldova erau oameni botezați cu Duhul Sfânt, în Bucovina, în același timp erau în părțile Aradului, erau la Sibiu, între Saș. Simultan. A făcut Dumnezeu. Ei, mișcarea penticostală clasică. Valul al doilea se numește mișcarea carismatică. Această mișcare carismatică apare sub influența mișcării penticostale în sânul bisericilor romano-catolice și a confesiunilor protestante. Mișcarea aceasta are rădăcini în anii 40 și mai încoace ea se dezvoltă, se pune în evidență în jurul anilor 60-70. Această mișcare carismatică petrecut în sânul bisericilor istorice, da, biserici existente, și propunea practic o redescoperire a lucrării Duhului cu viziunea noirii acelor biserici. Și așa vorbim de catolici carismatici. Cam ce a fost oastea Domnului în Biserica Ortodoxă, aceste mișcări carismatice au apărut în sânul catolicismului. Se rugau mai departe cum știau, se duceau la Biserica Catolică așa ca înainte, dar independent, paralel, se rugau în comun, vorbeau în limbi, spuneau că au prorocii, dar ei mărturiseau mai departe crezul catolic, inclusiv rugăciunile la Fecioara Maria și tot ce... Păi, așa au apărut întrebări serioase. Cum să înțelegem această lucrare? Poți fi botezat cu Duhul Sfânt și după aia să te rogi Fecioare Maria? Și aici au fost discuții serioase. Nu e vreme acum să intrăm în detaliile lor. O parte a acestor mișcări carismatice n-au mai rămas în sânul bisericilor. Efectiv, au ieșit în afară și au devenit biserici independente. În Statele Unite și în Canada și în general în spațiul occidental există foarte multe biserici independente care, în crez, se lipesc de o anumită mărturisire de credință. Unii de orientare penticostală, alții de orientare presbiteriană sau baptistă, sau, da, independente ca organizație. Ei, aceste mișcări carismatice au devenit independente de orice structură confesională existentă. Valul al treilea apare în 1980, se numește Noua Reformă Apostolică. Acest al treilea val, numit, cum am spus, Noua Reformă Apostolică, își propune cumva să pună împreună, acum, într-o rețea, toate aceste mișcări independente, dar care aveau un numitor comun. Preocuparea pentru lucrarea miraculoasă, pentru trezire spirituală, așa mai departe. Și asta s-a numit Noua Reformă Apostolică. În zilele noastre, Peter Wagner a murit, în zilele noastre se vorbește despre al patrulea val. Este așa numită biserică emergentă. Nu intrăm în detalii, dar curentul acesta începe să fie tot mai evident. O să observați că nu putem rezuma biserica emergentă numai la ce spun eu acum. Dar unul din detalii este această orientare spre simboluri. Lumină stinsă în biserică, au apărut lumânări, au apărut obiecte. Da? Biserica emergentă. Da? Numai adunări mari, mai micuțe, mai discrete, mai așa,
și cu o teologie foarte, foarte diluată. Haideți să vedem care sunt originile, de unde vine această mișcare. Cel puțin trei rădăcini am putea să remarcăm. Avem mișcarea Later Rain, în 1948, apare în Canada. Au apărut multe lucruri frumoase în Canada, dar și altele care nu sunt chiar atât de frumoase. William Branham, probabil de William Branham ați auzit, de Branhamiști, nu se poate să nu fi auzit. De botezul în numele lui Iisus, nu se poate să nu fi auzit. Deci de acolo se trage, da? De la William Branham. William Branham a vorbit despre, a fost doctrina arătării fiilor lui Dumnezeu. Da? Ei, ideologii noi, reforme apostolice, își revendică rădăcina la William Branham. Eu spun asta clar în scrierile lor. Spus că de acolo a fost apoi Statele Unite, în Kansas, această mișcare de prorocie în anii 1980. Bob Jones, spre exemplu, zice cum i s-a arătat un înger și i-a spus nu știu ce și nu pot intra acum în toate aceste detalii pentru că nu este timp. Această mișcare, Kansas City Prophets, a fost condamnată de Biserica Pentecostală din anii aceia, considerată eretică această mișcare și respinsă ca atare. A urmat apoi ceea ce se numește Toronto Blessing, iar Canada. Ce a fost acolo în anii 90, 1994, începând cu 1994, eu eram student în perioada aceea când mi-au venit vești, când eram student, ce se întâmplă în Toronto, cum oamenii acolo cercetați, cad pe spate, râsul sfânt, până atunci nu se știa așa de râsul sfânt. Asta a fost o inovare a acelei mișcări. Plânsete, gemete, de plânsete știam că se plângea în rugăciune. Încă în anii aceia, care student fiind în București, primeam vizite din Statele Unite și când ne vedea cum ne rugăm și plângem, și zicea, dar ce cu voi, sunteți triști toată ziua? Trebuie să vă și bucurați în Duhul. Ne-au propus unii să și râdem, nu prea ne-au venit. Țopăituri, sărituri, alergat prin sală, convulsii de tot felul. Și ceea ce a fost ciudat, a fost imitarea acestor sunete făcute de animale, grohăii de porc, lătrat de câini, râgnete ca de leu, piui de pui de găină, mieunat în biserică, puse astea în seama manifestărilor Duhului. Acum m-a întrebat odată tinerea, frate, n-ai văzut niciodată? Am văzut. La stăruință și acolo, la Sibiu, la noi, am văzut om care a început să latre ca un câine. Dar nu mi-a trecut prin minte să spun că e semna botezului cu Duhul Sfânt. Și din start ne-am dat seama că este un demon pe care l-am mustrat, l-am oprit pe omul acela, am intrat în vorbă cu omul acela să vedem ce se întâmplă. Nu faci din asta etichetă. Nu. Ci, probabil cei care mai în vârstă sunteți sau nu neapărat ați auzit de asemenea manifestări similare. Leșin sau comportament ca un bețiv, s-a numit beție în duh. Astea au fost caracteristici ale mișcării de la Toronto. Lucrurile, sigur, au continuat, mișcarea aceasta a evoluat, au apărut asocieri de biserici, biserici evanghelice non-denominaționale, ieșite de rândul confesiunilor lor, au format rețele, s-au organizat. Peter Wagner, spre exemplu, în 1996 a organizat o conferință, aveți informații acolo despre ea. Conferința aceasta a pus împreună 500 de lideri evanghelici. Și acolo, la întâlnirea asta, s-a folosit expresia The New Apostolic Reformation, da? Ca o organizare, o punere împreună a ceea ce era practic și până atunci. Au tradus și o versiune a Scripturii. Brian Simpson a făcut The Passion Translation. Există, poate fi căutată, citită și cine sunteți curioși, o să observați cu câtă atenție au modificat traducerea textului biblic ca să repete în textul biblic terminologia pe care deja o adoptaseră. Câteva organizații internaționale, NAR, foarte, cum să spun, răspândite,
Nu intrăm acum în toate aceste detalii, timpul este înaintat. Spre exemplu, Harvest International Ministry, formată de ce an, el locuiește în California, are peste 25.000 de biserici în 55 de țări. În America Latină, în America de Sud, sunt foarte prezenți. În Africa, de asemenea. Ceva despre România, foarte, foarte scurt. Această mișcare amprentează, sau cum afectează, să zic mai bine, și România. Sunt exemple pe care le găsim, cum a fost mișcarea străjerii. Chris Oyakhilome, un pastor negru în Republica Sud-Africană, a influențat mișcarea aceasta prin vizitele pe care conducătorii mișcării străjerii. Mișcarea străjerii n-a apărut în spațiu pentecostal, ci în spațiu baptist și creștin după Evanghelie. O mișcare de rugăciune. Bună până într-un punct, dar care a fost deturnată după întâlnirea cu noua reformă apostolică. Oamenii care s-au sesizat repede au ieșit din mișcarea aceea și au rămas în bisericile lor și continuă să slujească lui Dumnezeu și acum. Alții nu și-au mai revenit. Avem mișcarea Cetatea Sărbătorilor, care a pornit din Portland și care a influențat, nu așa de mult, dar un pic în România. Ce să mai vorbim, mișcarea Catch the Fire cu Heidi Baker, asta e mai influentă în România, prin conferințele la care a fost invitată, Cindy Jacobs, de asemenea, Chris Volonton, asistentul lui Bill Johnson, a fost la Cluj, la biserica din Cluj, invitat la Centrul Creștin Caleb, sigur, și altele despre care putem spune. O chestiune care trebuie să fie observată e că ideile promovate de noua reformă apostolică se regăsesc în practica și în vorbele multor credincioși fără ca ei să știe de unde le au. Expresii. Un exemplu. M-am întâlnit cu un frate de credință, îl știam de mult timp, și am zis, nu știu ce, mă tem că va veni o ploaie care să ne strice rânduiala. Eram undeva și trebuia să facem ceva în aer liber. La care se uită la așa și se uită, ce, nu primesc? N-am știut ce nu vrea să primească. Zic, dar cred că Domnul o să aibă milă de noi și până la urmă o să iasă bine. La care el, primesc. Că apoi să-mi dau seama că este un limbaj tributar, înrădăcinat în gândire pozitivă și cu această ideologie că prin proclamare, prin împotrivire și prin afirmare, tu faci și fenomenele meteorologice. Dacă ziceai tu te ții de nar, frățiorul nostru zicea de acela. Am întâlnit colegi slujitori care foloseau limbajul, fără să-și dea seama că de acolo vin ideile. Tocmai această confuzie m-a determinat să ne aplicăm serios asupra subiectului și măcar să tragem un semnal de alarmă. Hai să mergem în detalii. Aici erau niște videouri interesante, dar nu mai zăbovim asupra lor. Să ne ducem la aceste caracteristici doctrinare, 10 la număr. Prima caracteristică, așa cum o vedeți acolo, este restaurarea slujbei de profet. Și de apostol și de profet. O să le luăm la rând. Aici este doar o sinteză. Deci, restaurarea slujbei de apostol și de profet. Am spus ceva la început pe tema aceasta, nu cred că mai este nevoie să aprofundăm. Ideea centrală este că în viziunea noii reforme apostolice, slujba de apostoli este acum recuperată, Dumnezeu ridică o nouă generație de apostoli, apostoli care sunt chemați să completeze revelația dată de Dumnezeu. Revelația, chiar Scriptura. În viziunea lor, Scriptura nu este o carte închisă. Se poate adăuga. Apostolii sunt văzuți ca generalii armatei lui Dumnezeu. Profeții sunt înțeleși ca agenți ai serviciilor secrete.
Veți observa un limbaj în această mișcare. Ideea de armată, de conflict, de război, de confruntare și de aici ideea de general, de agent secret. Totul e numai un război, un continuu război, o luptă într-una. Pe tot locul-s văzuți numai demoni. Și unde sunt și unde nu sunt. Această mișcare legată de apostoli, o chestiune care cred că ar trebui subliniată, chiar dacă nu toate detaliile pe câte le găsim, le vedeți acolo. O chestiune importantă este că acești apostoli, în viziunea lor, au autoritatea de a conduce biserica în războiul spiritual și că n-ai voie să te, cum să spun, împotrivești autorității acestor apostoli. Apostolii reprezintă pe Dumnezeu și cine se opune apostolilor se opune lui Dumnezeu. Ei primesc revelații de la Dumnezeu și trebuie să-i urmăm fără să comentăm. Și ce dureros pentru mine? E că acești apostoli ne acuză pe noi și bisericile noastre că suntem conduși de un duh de religie, de care duh nu putem scăpa decât în măsura în care ne răzvrătim față de autoritatea duhovnicească a bisericilor, dar întrebă cu ce scop? Și răspunsul pentru mine e clar. Ca să putem intra sub autoritatea lor directă. Asta e dureros. Asta e dureros să fie observat. Câteva particularități sunt reprezentate de aceste rețele de apostoli. Spre exemplu, avem o rețea, Peter Wagner o numește International Coalition of Apostolic Leaders, prescurtat ICAL, există și un site. Pe site-ul acesta avem o listă de 400 de apostoli, la data la care citam informația, nu mai știu ce e acum acolo. 270 dintre ei locuiesc în Statele Unite, 120 în afara Statelor Unite. Un autor creștin care a fost membru o vreme în biserica Redding, California, a lui Bill Johnson, Gray Graff, analizând această mișcare, pune o întrebare și zice el așa. Cum se explică faptul că există așa o mare concentrare de apostoli în Statele Unite, la o populație de aproape 400 de milioane, în comparație cu restul populației lumii, de aproape 8 miliarde, deci la 340 și ceva de milioane, 270 de apostoli și la restul lumii numai 120. Și nu are ceva în regulă cu acest plan divin, zicea Ray Graff. Este apoi așa numită școală a profeților. Sigur, noi credem în proroci, în darul prorociei. În viziunea Bisericii Pentecostale, așa cum înțelegem de la Apostolul Pavel, cuvântul lui Dumnezeu, darul prorociei este un dar pe care îl dă Duhul Sfânt cui vrea și când vrea și în ce măsură vrea. E un dar al Duhului pe care omul nu-l poate manipula și controla. Când noi auzim de proroci, eu te trebuie ca la noi, proroci. Ei, în cazul noi, reforme apostolice, școala prorocilor, să nu ne gândim la școala prorocilor din Vechiul Testament, e doar o copiere a terminologiei. În viziunea aceasta, fiecare creștin poate fi proroc. Prorocia e o abilitate pe care o poți învăța. Așa zice Bill Johnson. La școală, acolo în California, la Redding, te înscrii la această școală și viziunea este să devii proroc. Poți să înveți să prorocești. Da? Asta e. Acum, nu vă supărați. E biblic să spui că poți să înveți să prorocești? Că dar noi spunem, vai de cine să apucă de asta să o învețe cu de la el. M-a întrebat odată un coleg din afara Bisericii Pentecostale, un coleg din altă biserică, nu vreau să spun ce biserică, așa cum din Alianța Evanghelică în România, zice, care e distinția în viziunea voastră între proroc și învățător? Că în viziunea lor, învățătorul este profet. Și atunci,
Am spus, iată care e distinția. În înțelegerea noastră vine cam așa. Învățătorul își pregătește predica. Profetul vorbește spontan. Și noi zicem așa, vai de predicatorul care nu își pregătește predica. Și vai de prorocul care își pregătește prorocia. No, asta e distinția în viziunea noastră, așa foarte simplu. No. Și cred că împărtășiți acest lucru. No. Ei, e apoi așa numită cultură a onoarei, care de asemenea are o rezonanță biblică. Cinstiți pe mai mari voștri, ascultați-le mai mari voștri în Domnul, spune Scriptura, să respectăm pe cei care se ostenesc între noi. Dar în viziunea noii reforme apostolice, cultura onoarei este dusă dincolo. E făcută ascultare oarbă. Asta e problema. Apoi, o altă trăsătură, identitatea lui Iisus, a Domnului nostru Iisus, este redefinită. În noua reformă apostolică, Iisus nu este înțeles așa cum este propovăduit în mărturisirea de credință a bisericii noastre. Noi spunem că Domnul Iisus este Fiul veșnic al lui Dumnezeu, una cu Tatăl, mărturisim că Dumnezeu este Tatăl, este Fiul și este Duhul Sfânt, trei persoane distincte. Mărturisim că Domnul Iisus s-a întrupat și în starea întrupată era Dumnezeu adevărat, El n-a lăsat dumnezeirea acolo și aici a fost doar om. Ei, un teolog cu numele Harold Eberle a scris o carte, aveți acolo titlu, în care este, Peter Wagner spune că asta este cartea de teologie sistematică a mișcării, noua reformă apostolică. Ama, căutați cartea pe internet și o să vedeți ce cred oamenii aceștia. Negru pe alb scris. Privitor la Dumnezeu, Eberle spune că Dumnezeu, că în cer există un singur Dumnezeu, o singură persoană, care se arată în tărâmul natural, adică pe pământ, ca trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Că nu se poate face distinție între Iisus și Tatăl, deci practic este unitarism. Dacă veți întreba de ce se susține să ne botezăm numai în numele lui Iisus și nu numele Sfintei Treimi, răspunsul e simplu. Pentru că nu există Sfânta Treime. Dumnezeu în Vechiul Testament a fost Tată și Eberle spune că Dumnezeu Vechiului Testament nu-i altul decât Iisus înainte să se întrupeze. Deci un amestec și o confuzie totală. Bill Johnson spune că prin întrupare Iisus a renunțat la întreaga sa divinitate. Că a fost un simplu om și ceea ce a făcut din el, ce știm și descris în Evanghelie, a fost o ungere deosebită pe care a primit-o de la Duhul Sfânt. Deci, practic, Iisus este un om peste care vine într-o măsură nemai întâlnită Duhul și noi, practic, putem să limităm, să fim la fel. Unii, nu Bill Johnson, dar Michael Shattuck, a continuat ideea spunând așa, eu sunt Iisus. I am Jesus. Și a învățat pe cei care s-au dus acolo, inclusiv pe români din Portland, să spună despre ei, sunt Iisus. Cunoștință de acolo, s-a dus și participat la o întâlnire, mi-a mărturisit lucrul acesta și acolo i s-a părut că vede pe cineva de la adunare. Nu știa, din adunare. Și pace, s-a convins, bună seara. Dar nu mai știu când te cheamă, cum te cheamă? Și omul a zis, I am Jesus. Prietenul meu, poate omul nu m-a înțeles, ce-l întreb. M-a întrebat odată, cum te cheamă? Și omul zice, I am Jesus. Și a treia oară, a spus, stai un pic, în pașaportul tău, ce scrie? Și se lasă pașaportul, I am Jesus. Deci eu sunt Iisus. Asta e consecința acestei. Ce să mai spune Bill Johnson, spune în cărțile lui că Iisus a fost născut din nou. Cum poți să faci o asemenea afirmație? Deci, oamenii să citesc Biblia sau o folosesc doar ca un prilej să-și bânture și să-și ventileze ideile lor. Apoi, deci asta așa cu privire la identitatea lui Iisus, deci o cristologie semi-ariană, ariană și unitariană.
Lucruri care au fost clarificate în secolele de început ale bisericii, dar care erezii, iată, apar în forme înnoite în vremurile noastre. Avem apoi chestiuni legate de identitatea creștină și aici trebuie să zăbovim un pic. Identitatea creștină este redefinită. Se vorbește despre o nouă generație a copiilor lui Dumnezeu și o formulare pe care o veți regăsi este expresia ADN spiritual. În aceste, ideea de unde vine, ideea de ADN spiritual? Vine de la William Branham, care e cunoscut pentru ideea lui de posesiune demonică transgenerațională. Și o să vă mirați, s-au zis pe buzele unor frați din România, eliberare de blestem generațional. Vindecare prin eliberare de blestem generațional. În care Biblia a citit asta? La consiliere, cel bolnav e stârnit cu întrebări, să-și aducă aminte cine, ce a fost în neamul lui. Și demoni transmiși generațional sunt alungați în felul acesta. Exagerări care nu pot fi dovedite biblic, chiar dacă vor încerca să se agațe într-un mod penibil de anumite texte. Atât de penibil, similar cu penele de îngeri al lui Bill Johnson. Explică unul dintre pastorii de acolo că argumentul biblic este că Dumnezeu să te acopere cu penele lui. Și-o pica una din ele în biserică acum. Nu. Explicații pentru copii mici, dar pe care oamenii aceștia le fac cu foarte multă seriozitate. Revenind la William Branham, cu blestemul generațional, iată ce spune Branham în scrieri al lui. El a susținut că în Eden, Eva a avut relații intime cu șarpele. Și din aceste relații a apărut așa numita sămânță a șarpelui, reprezentată din tâiul, și anume Cain. După Branham, Cain nu este fiul lui Adam și a Evei, ci a șarpelui și a Evei. Rasa umană pe linia asta se pervertește, codul genetic este corupt, descendenții lui Cain sunt această sămânță a șarpelui. Pe partea lui Set, vorbim de sămânța dumnezeiască. Urmașii lui Set sunt predestinați să fie credincioși, zice Branham, prin condiționări de natură genetică. Au în ei sămânță dumnezeiască. Și probabil că ați auzit expresia sămânță dumnezească. Dumnezeu vrea sămânță dumnezească. Terminologia pare nevinovată, dar când realizezi de unde se trage, te sperii. Sigur, o chestiune ciudată este legată de ideea de predestinare. După Branham, sămânța șarpelui va fi condamnată la pierzare și sămânța dumnezeiască va avea parte de gloria cerească. Și acum, în codul genetic a oamenilor, există această genă a sămânței dumnezeiești sau a sămânței șarpelui. Și în funcție de ce ai tu în tine, în corpul tău, te faci creștin sau nu. Așa e definit omul. Că vorbim de cum e văzută ființa umană. Sigur că nu o să-i auziți spunând așa articulat cum spun eu acum. Foarte greu de dibuit este și de sistematizat aceste învățături. În spatele a ceea ce vă spun sunt sute de ore de studiu și de cercetare și de ascultare, de predici și citit de cărți. Nu o să le găsiți pe o pagină spunând noi așa credem. S-a amestecate ideile, puse acolo așa și ticluite. Și e bine, știți, deodată să te ridici așa ca într-un elicopter sus de tot ca să poți vedea toată pădurea. Că dacă nu faci așa, te pierzi pe cărări, mai văzând cât e un pom bun. Revin. Un exemplu de înțelegere a identității creștine în viziunea de Celebration City. În viziunea acestei mișcări se spune așa,
că Dumnezeu va ridica o nouă rasă la sfârșitul veacului. Da, ne oblin, o nouă rasă. Fiii lui Dumnezeu, reprezentanții acestei noi rase sau semințe, sunt egali întru totul cu Iisus. Atât de egali încât ei pot să spună sunt Iisus. Această nouă rasă a fiilor lui Dumnezeu nu mai poate păcătui. Ea este chemată să conducă lumea prin puterea cuvântului rostit și prin proclamări pozitive. Și nici nu-i supusă bolilor fizice. Da? Păi logic, dacă eu sunt Iisus, ce Iisus poate păcătui? Nu. Și atunci a trebuit răspuns la întrebarea, bun, dar ce facem cu păcatele, totuși? Răspunsul celor de la Celebration City este așa. Firea pământească păcătuiește. Omul cel vechi, omul nou nu, nu eu. Firea pământească, aia. Și bun, dar cum scap de ea? Și unul dintre stimabilii predicatori acestei mișcări dă un exemplu cum. Deci a venit la mine, deci eu l-am auzit cu urechile mele zicând. A venit la mine un om care a spus, nu mă pot lăsa de țigări, învață-mă ce să fac. Și răspunsul a fost, dar tu crezi în Iisus? Da. Păi nu tu fumezi, omul vechi fumează. Și uite ce ai de făcut. Câte țigări fumezi? Jumătate de pachet pe zi, sau cât o fi zis. Uite, îți propun următorul lucru. Fumează țigară după țigară, țigară după țigară. Și cu fiecare fund de țigară pe care îl tragi în tine, să zici, eu aparțin lui Iisus, eu sunt Iisus. Iisus nu poate păcătui. Și mai trage o țigară. Și că după un exercițiu de 3 zile, a scăpat. Și zicea că ăsta e calea. Eu m-am crucit. M-am gândit, Doamne fere, de se duce unul care spune că nu se poate lăsa de curvie, ce sfat primește? Deci, oamenii, deci astea sunt predici pe internet. Cine e curios, pot să vi le dau. Cu privire la... vom reveni asupra acestor chestiuni legate de prosperitate și de boală, dar tot în zona aceasta, o a patra caracteristică ține de afirmarea unei viziuni noi cu privire la împărăția lui Dumnezeu care și relația ei cu lumea prezentă. În învățătura Scripturii, noi așteptăm să se arate împărăția lui Dumnezeu, care va fi arătată la venirea Domnului. De asemenea, potrivit învățăturii Scripturii, credem că Domnul Iisus a adus prin persoana lui împărăția lui Dumnezeu, ca prezență spirituală. Și de aia și zis, când au fost alungați demoni, împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Și suntem copii al lui Dumnezeu, înțelegând că suntem partea împărăției lui Dumnezeu. Dar în înțelegerea noi reforme apostolice, împărăția lui Dumnezeu este deja aici. Rugăciunea Tatăl nostru, vie împărăția ta, e înțeleasă ca manifestare a ei aici. Și aici, așa numită teologia Dominionului, se vorbește despre teologia aceasta a Dominionului, nu e vreme să vorbim foarte mult. Ideea e că în această învățătură, ideea e că biserica este chemată să stăpânească lumea, să preia controlul asupra conducerii lumii. Asta este ideea centrală. Da? Că împărăția lui Dumnezeu este aici, noi suntem reprezentanța împărăției lui Dumnezeu și misiunea noastră este să punem mâna pe conducerea lumii. Da? Bill Johnson vorbește despre accesul în cer, despre transformarea pământului. El are o carte intitulată Când cerul invadează pământul. Asta reflectă bine viziunea lor asupra escatologiei. E plină de relatări cu miracole și așa mai departe. Și de asemenea se vorbește la un moment dat despre portaluri în cartea aceasta, căi de acces, puncte de acces prin care poți să treci în dimensiunea spirituală. Citind, miram. Măi, oamenii aceștia s-au uitat la prea multe filme științifico-fantastice. Sau de unde le-a venit asemenea idee că în Biblie nu le găsim? Ia apoi așa numitul mandat al celor 7 munți, care este o altă caracteristică și o să apară mereu. V-aș aduce aminte de atmosfera aceasta încărcată, fibrilă,
care a caracterizat Statele Unite cu ocazia alegerilor cu Trump și cu Biden. Vă aduceți aminte gălăgia făcută și câtă prorocie era Igălu, spre exemplu, care ei s-au identificat cu Trump. Acum nu facem politic așa, știind cum merg lucrurile, ca și creștini mi-ar fi căzut bine să fie altfel. E cum m-a rânduit Dumnezeu să fie. Nu despre asta vorbim acum. Dar oamenii aceștia chiar au făcut o viziune. Și de ce? S-au identificat cu Trump datorită mandatului celor 7 munți. Noi trebuie să punem mâna pe guvernare. Și Trump le-a vorbit pe limbă. Media, familia, lumea afacerilor, educația, biserica și artele, astea trebuie să fie sub controlul bisericii. Și asta e mandatul celor 7 munți. Practic, în această viziune, nu mai este loc să aștepți viitoarea împărăției a lui Dumnezeu, că deja noi o realizăm pe aici. E apoi o altă caracteristică, e vorba de războiul spiritual la nivelul lui strategic. Trei caracteristici interesante le avem aici, și anumită cartografiere spirituală, rugăciuni în timpul mersului și pocăință și mărturisire pentru păcatele generațiilor trecute. Legat de cartografiere spirituală, despre ce e vorba? Când se ajunge într-o anumită zonă nouă, deci se pleacă așa, fiecare spațiu geografic se găsește sub influența unui demon sau unor căpetenii demonice. Dacă vrei să ai succes cu Evanghelia într-un anumit loc, trebuie să pornești de la cartografiere spirituală, că să înțelegi realitatea spirituală care domină locul respectiv. Și atunci se propune să se facă cercetare a istoriei zonei, a culturii zonei respective, a tipului de conducere care a fost acolo. A fost acolo comunist, da, le duc de comunism. Nu? Am dat doar un exemplu. Sau ce fel de religii au fost acolo. Sunt căutate instituțiile religioase. E relevant să se descopere în zona respectivă simboluri, locuri, activități oculte, case de toleranță, cluburi de vrăjitorie, temple păgâne, cazinouri. Toate acestea sunt asociate cu realități spirituale care stau în spate. Și asta înseamnă cartografiere spirituală. Un exemplu. Această mișcare a fost preocupată să înțeleagă de ce spațiul geografic numit 10 pe 40, cum ar fi India, Pakistan, China, zona asta așa, lumea musulmană, e atât de rezistentă la Evanghelie. În urma cartografierei spirituale, pretinsă cartografiere spirituală, s-a ajuns la concluzia că zona aceasta se găsește sub stăpânirea unui demon numit Regina Cerului. Agenții serviciilor secrete, profeții, au localizat reședința acestui demon în munții Himalaya. Vi se pare că fabulez. Citez din Peter Wagner. În 1997 a fost organizată o expediție, echipa Rețeaua a trimis în Everest un grup, s-a numit operațiunea Operation Ice Castle, cu obiectivul de a pune la punct acest demon. Acum, accidental, în echipa aceasta au fost doi cercetători, care nu erau creștini și care au fost martori la ce au făcut și care în jurnalul lor de călătorie consemnează și aceste întâmplări cu ironia de rigoare. Ori scris în gheață, Iisus este viu, au făcut un topor de gheață cu care au dat nu știu ce, au legat demonul printr-o gaură, o crevasă din gheață, au zis să te duci în adânc și să nu mai vii în veac și au venit acasă piruitori. Spuneți-mi, vă rog, cât de creștină este lumea în zona aia? După momentul ăsta de profundă eliberare, scuzați-mi ironia. Oameni amăgiți, bani cheltuiți, oameni puși să se roage a nebunie, a proastă, scuzați-mi, pentru tot felul de lucruri. Asta e. Celelalte nu mai sunt atât de relevante, scuzați-mi că trec așa repede, având în vedere cât timpul este înaintat. Avem accentul pus pe semne, pe miracole, o să găsiți expresia armata lui Ioel,
făcător de minune. Se spune că e o acuzație pe care am auzit-o de atâtea ori. În biserică nu-s minuni, biserica e moartă, biserica e guvernată de un duh de religie, lucrarea Duhului este frânată, trebuie să fie o trezire spirituală, nu-s minuni, nu-s minuni, nu-s minuni. Și ei propun să fie minuni. Miracole care sunt realizate la o scară cum n-a mai fost întâlnită. Da, așa se spune în această mișcare. Avem și în țară oameni care se revendică de aici, spre exemplu Andrei și Filip. Poate e nevoie de vorbit despre asta. Doi tineri care au fost în biserica pentecostală, care au părăsit-o, considerând că ei au altă misiune. Pe partea aceasta s-au remarcat în mod deosebit, cu miracole, dar și alte chestiuni care sunt publice prin luările lor de cuvânt. Unde văd eu problema? Tocmai această acuzație, nu sunt miracole. Chiar nu sunt? Sunt, frații mei. La doctorat am studiat motivul secretului mesianic. Am băgat de seamă că Iisus, după ce face minuni, poruncește cu tărie celor care s-au bucurat de ele să nu zică la nimeni. Nu vi se pare interesant acest detaliu? Iisus nu face minuni pentru mica publicitate. Nu face minuni ca să-și facă din ele nume. În timp ce adepții acestei mișcări nu fac nimic fără camere de filmat. Fără promovare. Nu ne spune asta nimic? Dacă ar fi adunate și spuse, numai câte s-au întâmplat în familiile noastre, puse într-o carte și anunțate, câte n-ar fi? Dar am reținut că pe eticheta bisericii nu e miracolul. Chiar dacă sunt miracole, ci schimbarea prin pocăință și sfințire. Aia e esența. Nu? Că altfel... Nu. O altă problemă este legată de respingerea formelor de autoritate spirituală și instigare la părăsirea bisericilor. Se pretinde că există o relație specială cu Dumnezeu, față în față, și din cauza acestei relații pe care o ai cu Dumnezeu, nu mai trebuie să te supui nimănui. Bisericile denominaționale sunt stăpânite de un duh de religie care nu permite, care blochează manifestarea liberă a Duhului. Și că eliberarea de acest duh de religie se realizează prin refuzarea formelor de autoritate venite din biserică. Michael Shattuck, de la The Celebration City, am dat aici de exemplu, zice cam așa, și versiunea românească acestor învățători, nu o să le mai spun acum numele, nu e atât de important. Spun așa, în biserică este un duh de religie. 2. Dumnezeu are pregătită pentru tine o revelație superioară și o libertate superioară, libertatea Duhului. Ca să poți ajunge la această libertate, trebuie să scapi de Duhul de religie din biserică. Și de Duhul de religie de biserică scapi în 3 pași. 1. Uiți, trebuie să uiți tot ce te-a învățat, tot ce știi tu și ai învățat până acum din Biblie și de la biserică. Să uiți. Să dai la o parte tot ce știi tu. Pentru că tot ce știi și ai învățat tu este din sursa Duhului de religie. Și tu nu scapi de Duhul de religie dacă nu dai la o parte tot ce știi. 2. Trebuie să te împotrivești cu neascultare, cu răzvrătire față de orice formă de autoritate care vine de la biserică înspre tine. Vine taică-tu să te mustre, păstorul să te învețe, spui stop! Duh de religie, ține-ți gura. Și după ce îți eliberezi mintea de tradiții și după ce refuzi ascultarea de care vor să te domine, abia atunci te deschizi pentru a primi noua revelație. Spuneți-mi, vă rog, ce e asta? Manipulare de cea mai joasă speță. Noi am învățat pe frați că trebuie să dăm socoteală unii altora. Și păstorul să dă socoteală adunării. Când constați că deasupra ta nu mai este nimeni în afară de Dumnezeu, ești pierdut.
Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne supunem unii altora și învățătura pe care o dăm să fie ancorată în cuvânt. Eu am spus public în adunare, frații mei, dacă veți băga de seamă într-o zi că voi lua în învățătura adusă dumneavoastră lucruri care nu sunt scriptură sau potrivnice scripturii, vă rog frumos să mă opriți. Că vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Nu să ne pierdem în tot felul de chestiuni care, în sfârșit. Asta e doar un exemplu. Avem apoi teologia prosperității materiale, a succesului și ideea de gândire pozitivă, o altă linie extrem de complexă și de vastă în această nouă reformă apostolică. Ideea aici este simplă, voia lui Dumnezeu este ca toți copiii lui Dumnezeu să fie prosperi și să fie bogați și de succes. Succesul acesta este accesat prin proclamațiile credinței, prin două chestii, trebuie să proclam și trebuie să same în sămânță. Proclamare înseamnă să rostești cu gura ta succes. Cristo Iachilume învăța în Africa să se uite în oglindă și să proclame bogăție, zicând, I am rich man. Sau să proclame sănătate, I am healthy man. Și am zis eu către un prieten, și ce ai văzut în oglindă? Că după aceea ți-au zis că funcționează dacă să ameni sămânță, adică să faci donații. Acolo coșuri mari, pune sămânță, seamănă cât de multă ca să ai recoltă. Și după aceea când te-ai uitat în oglindă, ce ai văzut? Am certat. Cred că ai văzut niște urechi lungi. Și am zis și numele acelei orătănii din ogradă. Că trebuia certat. Nu? Nu cumva la mijloc e lăcomie? Nu cumva la mijloc este justificarea trăirii pentru materialism? Spre exemplu, Cristo Iachilume, în acele proclamații ale credinței publicate și în limba română, face niște afirmații de titeuluiești, de miri. Nu. Să dau un exemplu. De asemenea, proclamații. Proclamația numărul 15. Sunt în total 23, dacă nu mă înșel. Cred că sau 25, tobosit acum. Trăiesc în lumea aceasta, deci citesc din proclamația 15. Trăiesc în lumea aceasta, dar provin de sus. Sunt în cetățean al Sionului, cetatea lui Dumnezeu. Locul unde boala este ceva străin. Eu nu mă îmbolnăvesc tot așa cum găinile nu latră și câinii nu zboară. Nu se pune problema dacă mă pot îmbolnăvi sau nu. Eu nu mă îmbolnăvesc, pentru că Dumnezeii nu se îmbolnăvesc. Frații sunt învățați să ia acele texte și să le declare uitându-se în oglindă. Promisiunile sunt foarte mari. Așteptările sunt enorme. Știți care e sfârșitul filmului? Pentru cei sinceri, decepția. În final îți dai seama că nu funcționează. Postul se tot zice, I am rich man. Te pui la muncă, numai proclami, rămâi cu proclamările. Miracolul lui Dumnezeu, vindecare prin credință, este banalizat și bagatelizat prin tot felul de gândiri care mai degrabă seamănă a New Age și religii orientale decât a credință creștină. Aceste lucruri trebuie știute de copiii lui Dumnezeu și analizate. O altă trăsătură ține de ordinarea femeii și implicarea femeii în predicare și în conducerea bisericii. Acum, noi suntem frați în Domnul. Trebuie să subliniez faptul că biserica creștină, când a venit, da? Când prin apostolii Domnului s-a dat Noul Testament, Pavel, spre exemplu, scrie epistole mânat de Duhul, au adus niște schimbări în societatea acelor vremuri inimaginabile. Spre exemplu, au spus că stăpânii și sclavii sunt frați. Și stăteau în biserică, luau cina Domnului împreună ca frați. Stăpânul și sclavul. Pe asta a scuturat societatea antică. Și apoi au mai zis că în Hristos nu e nici bărbat, nici femeie. Și a mai zis Pavel, surorile au voie să vină în adunare, în sinagogă n-aveau ce intra.
În moschee nu intră nici azi. Numai bărbați. Și apostolul zice și surorile. Și acolo au rol activ. Se roagă, prorocesc, dacă le dă Dumnezeu. Dar în același timp a ținut să spună, conducerea bisericilor e rezervată de Dumnezeu pentru bărbați. Predicarea, învățarea, ordinarea pentru bărbați. Sunt texte din Biblie. Noua reformă apostolică nu are nicio considerație față de aceste texte. Sunt ignorate, trecute cu vederea. Acolo găsiți niște nume de femei, personalități de marcă în noua reformă apostolică, mai este Heidi Baker, spre exemplu. Femei care ocupă poziție de conducere, se numesc proroci. Și o chestie interesantă, nevestele pastorilor din aceste biserici sunt declarate copăstori. Și o să auziți de Benny sau Brenda, pastor Brenda, soția lui Benny Hinn, lui Bill Johnson, sau de pastor Anita, soția lui Chris Oyakhilome, acum nu mai e că au divorțat, dar au rămas apostoli amândoi și sunt de succes mai departe, nu au nicio treabă. Nu, astea sunt. Nu mă miră cum trăiesc acești oameni, ci mă miră naivitatea, credulitatea celor care finanțează mai departe bănuțul câștigat cu trudă. Și se lasă amăgiți. Vorba lui Daniel, un membru din adunarea noastră, s-a dus pe acolo, era rugul aprins prin țară, făceau îndrăbânii din astea de-a lui capa. Și Daniel a zis, măi, buzunarul meu se umple cu proclamații și cu semănată sămânță și a lor cu sămânța mea. O făcut stânga împrejur, s-a suit în mașină și a jurit iertare lui Dumnezeu că a pierdut vreme pe acolo și a venit acasă. Ce veți face? Zece, este așa numită promovarea libertății în Hristos cu o chestiune care nu e declarată. Nu se zice nicăieri explicit, nu ne mai interesează sfințenia. Dar în predică apare supranaturalul, senzaționalul, vindecarea, prosperitatea, succesul, eliberarea de blestem, supremația asupra lumii demonice, pozitivismul, misticismul, contemplarea, călătorii spirituale, transformarea pământului, biruință peste demon, dominionul, prorocia, toate. De păcat, nothing. De schimbare, o vorbă. De pocăință, nu-i dispus. Lucrurile sunt lăsate așa. Și atunci erezia se exprimă prin omitere, nu prin afirmare, că nimeni nu o să spună de acum încolo nu mai e păcat să. Dar o să lase lucrurile cum zile pornite. Și e suficient ca slujitorii lui Dumnezeu să tacă, ca lucrurile să o ia razna. Eu am băgat de seamă. Slujesc ca păstor din 1996. În curând o să fie 20, am împlinit 27 de ani. În august am împlinit 27 de ani de la ordinare. Am băgat de seamă un lucru. Nu trebuie să spun eu fraților din adunare să. Numai atât să tacă. Tăcerea mea va fi interpretată ca aprobare. Și mai târziu ca binecuvântare. Și dacă după 2 ani îmi vine în minte să vorbesc, să uit așa la mine și la... Nu mai văzut de 2 ani încoace. Nu? Și în loc să se schimbe, e dispus să mă schimbe. O după chipul lui, o să-i vânture ca slujitor. Că vremurile zise de Pavel, că oamenii își vor da învățători după poftele inimilor lor, sunt pe noi. Frații mei, grea slujbă celor care predică și păstorez biserica le-o dat Domnul. Și avem nevoie de rugăciunile și susținerea dumneavoastră. Să o cotiți dumneavoastră că după ce spune seara asta o să fiu mai iubit? Poate, da. Poate și sigur de unii, nu. Nu. Până la urmă dăm în fața lui Dumnezeu seamă fiecare de doi.
Iar aici, foarte, foarte succint, deși ar fi pe alocuri delicios să intrăm în detalii, câteva manifestări din practicile acestor adunări. Este așa numitul tunel de foc. Pe o parte și pe alta, oamenii stau așa cu mâinile, ca și cum ar face un tunel. Oamenii trec prin tunel, acolo cad pe jos, râd, primesc Duhul, primesc vindecare, ies pe partea cealaltă noiți. Tunelul de foc. Asta e ideea. Este o practică. O veți întâlni în California, Redi California. Folosirea steagurilor, a drapelelor. Steaguri fluturate, cu tot felul de simbol, poate fi al țării, biserică, la rugăciune. Unora care nu avem informarea gândului din spate, manifestarea asta pare nevinovată. Un fel de coregrafie, o fi și asta acolo, de decor. Doar că în spate este înțelegerea că așa vine Duhul, că așa rostim eliberarea, că așa proclamăm biruința, că drapelul este, voi ridica un steag, și apoi de biruința asta. Asta este ideea. Interpretarea tatuajelor și a piercingurilor, deci aici nu numai că nu-i păcat să-ți faci tatuaj, Duhul Sfânt îți vorbește pe-n tatuajul tău. E o prorocie în tatuajul tău. Și a venit un american cu numele Doug Edison, februarie 2014, în timpul unei conferințe intitulată Power and Love Conference, ține tot de Redding, California, acest domn a pretins că are darul de a găsi mesaje de la Duhul Sfânt ascunse în tatuajele sau piercingurile pe care ți le-ai pus pe corp. Ți-a implantat nu știu ce verigă în nas sau în care parte a corpului și Duhul Sfânt acum îți vorbește până aia. Și el și spune cam care-i treaba. Are un site, spune că poate să dea și instrucție pentru $79, îți poate interpreta. Are și ofertă pentru COVID, am luat de pe pagina lui în timpul în care era pandemia întoi, a zis că pentru perioada pandemiei face reducere de la €500 cursul la €350 pentru pandemie. Doug Edison, căutați și o să vedeți că ce vă spun noi poveste. Deci să ajungi până aici e prea mult. E prea mult. Căutători de comori, asta e un pic mai nevinovată, are și ea dedesubturile ei. Ideea care este cu acești căutători de comori? Sunt adunați la rugăciune, ideea este să meargă să facă misiune, să întâlnească oameni și apoi cineva acolo se ridică și prorocește ceva de genul. Duhul Sfânt e trimite la un om cu jachetă roșie, pantofi, Adidas, fular negru, cu tatuaj pe mâna stângă, etc. Și după ce ai primit tu informația asta, iei bilețelul în mână și te duci la mall și îl cauți pe ăla. Intri în vorbă cu el, aia e comora ta. Na. Deci ceva în genul e ideea de căutător de comori. Am pus așa foarte, foarte succint. Căderi pe spate, asta este o altă chestiune care e des întâlnită. Avem apoi ceea ce se numește râsul sfânt. În noua mișcare apostolică, această manifestare este des întâlnită, a apărut, cum am spus mai înainte, la Toronto, aici în vecinătatea dumneavoastră. La obiecția pe care creștinii evanghelici au făcut-o acestei manifestări, Chris Volanton, asistentul lui Bill Johnson, a apărat manifestarea numită Râsul Sfânt cu următoarele cuvinte. Cei care dansează arată destul de nebuni pentru cei care nu pot auzi muzica. Da? Și atunci zice, de ce băgați de vină la râsul sfânt, că voi n-auți să ziți muzica? Acum, aici la Toronto Blessing, Rodney Brown a zis așa, într-o seară vorbeam despre iad și râsul a lovit întreaga audiență. Cu cât am spus oamenilor cum este iadul, cu atât râdeau mai tare. Acum spuneți-mi, vă rog, cum e posibil să vorbești despre judecata lui Dumnezeu și despre pedeapsa veșnică pe care o dă Dumnezeu potriva celui rău, a oamenilor care refuză ascultare de Dumnezeu, și tu să râzi
isteric. Cum seamănă asta cu frica de Dumnezeu? Comportament cu sunete de animale și sunete de animale, aceste manifestări sunt observate și în zilele noastre, nu numai în anii 90 aici la Toronto. Apoi comportamentul ciudat al liderilor acestei mișcări, a predicatorilor, puse pe seama Duhului. Dacă doriți, puteți să căutați Heidi Baker, este doar un exemplu, foarte mulți. Să observați manifestări, nu se pot controla, tremură, țipă, cad pe jos în timp ce vorbesc. Tot felul de schelăituri, de sunete pe care le imită și lumea e uluită. O vorbă din învățătură, de hrănire duhovnicească, niște măscăricii pe cinste. Pus în seama Duhului, nu mă pot controla, așa spunea, spre exemplu, Heidi Baker, mi se întâmplă, Duhul mă trântește, mă face. Dar am observat un detaliu. Măi, nu știu cum de microfon nu se dezlipesc. Ăsta nu le pică din mână. Spectacolul este de prost gust. Era aici o imagine. Ea este doamna Heidi Baker, care, trântită la pământ, totuși s-a îngrijit să aibă microfonul sub nas. Sau, scuzați, deasupra lui. Miresme specifice, asta ar fi o altă chestiune, apărută în timpul programelor sau a unor bijuterii pe mâna participanților la închinare, adică a mirosit ceva, ulei acolo, parfum. Bill Johnson, spre exemplu, spune că a văzut oameni care au avut unse mâinile cu ungerea Duhului și că în mașină a apărut nu știu ce miros, mireasma cerului, zice el. Descrie că a ținut, într-o carte, că a ținut o jumătate de oră asemenea miros, parfumul acesta al cerului. Și că pe mâinile închinătorilor au apărut bijuterii, inele cu pietre scumpe, la gât, lănțișoare, pe mâini brățări. Nu. Și pe unde suntem noi, frate Andrei, cu etica bijuteriilor? Păi nicăiere. Nu. Deci oamenii ăștia au trecut la altă scară. Duhul Sfânt le dă. Pavel și cu Petru, când au zis de bijuterii, ăștia, domnule, nu știu ce-au vorbit. Scuzați-mă. Mă mir că mai sunt naivi. Plombe dentare, plombe în gură, transformate în plombe de aur. Manifestare a Duhului. Manifestarea a apărut în martie 1999 în Toronto Blessing, aici la Canada, în Toronto, deci mișcarea Toronto Blessing, apoi în Anglia, sunt aici date concrete. A fost și un reportaj, e publicat pe YouTube, un reportaj BBC, deci o analiză făcută de jurnaliști independent, prin care ei caută acolo, filmează în gură la oameni, cască e gura, să arate că acolo făcut de aur, plomba. N-are altă treabă Dumnezeu decât să pună dinți de aur în gura unora care, în sfârșit, lucrarea Duhului e ridicol. Norii de slavă cu praful de aur, deci în adunare vine slava lui Dumnezeu, care, despre care zice că a fost în templu pe vremea lui Solomon, când a fost dedicat templu, acum slava aceea se coboară în biserică printr-un praf, cum ar fi praf de aur, așa. Există o întreagă discuție aici, Bill Johnson apără această manifestare, zicând că e slava lui Dumnezeu, mai mulți sunt implicați în toată povestea aceasta. Sigur că au fost luate probe, duse la laborator, nimeni n-a putut confirma că e aur. Ba, în unele locuri s-a dovedit a fi confeti. Nu. Pene de înger, citesc de la Bill Johnson, da? Începând cu anul 1998, în timpul întrunirilor noastre au început să cadă pene. Inițial am crezut că era din cauza păsărilor care au pătruns în sistemul nostru de ventilație. Însă penele au început să cadă și în alte camere ale bisericii, care nu erau conectate la acelea sistem.
Acum ele cad aproape peste tot unde mergem. Aeroporturi, case, restaurante, birouri și așa mai departe. Pene de înger. Chiar nu mi-a trecut prin cap niciodată. Eu în copilărie la țară, mama avea dună de aia, cum ziceam noi acolo la Bihor, cu... Am văzut câte pene ieșite de pe acolo. Nu mi-a trecut prin minte niciodată să zic că sunt de înger. Ciudat este omul modern. Ciudat de tot și credul. Rugăciunea contemplativă este o altă chestiune. Problema aceasta e foarte delicată, rugăciunea contemplativă. Mark Wickler are o carte, este și el un lucrător nar, o carte despre rugăciune contemplativă. El zice că are 4 pași. Primul pas este liniștirea, tu trebuie să stai în prezența lui Dumnezeu și să-ți liniștești mintea cu scopul de a auzi vocea lui Dumnezeu. Deci îți golești mintea, îți liniștești mintea, nu te gândești la nimic. Așa se zice. Pasul 2 este vizualizarea. Deci cel care, practicantul, este chemat să se concentreze, să caute vedenia, viziunea aceea de la Dumnezeu, să vizualizeze efectiv pe Iisus, mă rog ce e. Apoi e spontaneitatea, pasul 3. Omul trebuie să, să recunoască vocea lui Dumnezeu în gândurile, în vedenile pe care le are și pe acelea care vin spontan în minte și apoi să le consemneze, să le scrie într-un jurnal. Gândurile, cuvintele și tot ce vine în minte să le scrie acolo și aia este prorocie. Asta e rugăciune acolo. Frații mei, rugăciune contemplativă are echivalent în religia orientală numită yoga. Asta e. Meditație transcendentală și yoga. N-are nicio treabă cu creștinătatea și cu rugăciunea după model biblic. Rugăciunea după model biblic este reprezentată de psalmii. Acolo nu-i minte golită. Acolo-i cercetare profundă a inimii, răscolire în minte, în amintire. Ce-am făcut oare? Doamne, iartă-mi și greșelile pe care nu le cunosc, zice psalmistul. Nu, rugăciune contemplativă. Și o altă chestiune populară, tot mai populară, ține de rugăciune peste morminte. Sunt aceste grave sacking, nu știu cum s-ar traduce în limba română, o revendicare a ungerii. Care e ideea? Plecând cu inspirație din episodul acela cu Elisei și cu Ilie, Ilie este luat la cer, Elisei cere o îndoită măsură de putere să vină peste el. Ilie zice, dacă o să vezi ce se întâmplă, nu stă în mine, dacă Dumnezeu îți va îngădui să vezi, înseamnă că te-a ascultat. Trecem repede peste aceste detalii. Ideea este că a rămas în urmă mantaua lui Ilie, pe care Elisei a luat-o, făcut-o sul, cu ea a despicat apele și de aici a plecat o întreagă teologie. Că după sfinții care au trăit și au plecat la Domnul, în urmă a rămas o ungere, care au dus-o cu ei în mormânt. Și ungerea aia poate fi revendicată. Și acum trebuie să te duci la mormântul lui Catherine Kuhlman, spre exemplu, cum a făcut Benny Hinn, sau lui Spurgeon, sau, ce știu, câtor altora, Finney, Moody, să te întinzi peste mormintele lor și acolo și să sugi din mormântul ăla ungerea, să o revendici și de acolo te ridici și predici ca Finney, prorocești ca Catherine Kuhlman. Seamănă cu moaștele. Pe noi, pe români, nu mai ne pot lua cu așa ceva, că suntem sătui de moaștele ortodoxilor.